radio, ok. Cum e? Vă spun. Da, vreau să vorbim de ce s-a întâmplat, ca să nu zic că poate cineva a rămas pe impresia că cu anii ai avem ceva divergențe sau nu ne înțelegem. Din contră, relația noastră este extraordinară și iar cine știe până la anii ai și cum este, știe ce, pe ceea ce a spus, a însemnat nimic și pentru mine vă spun că nu a însemnat nimic. Asta e vorba. La respectul la vremea respectivă, dar ce vorbesc eu cu Adi din Italia, când îl cunosc pe el, pe familia lui și astea sunt cu totul alte probleme care fac parte din relația noastră. Mi-am cerut scuze pentru limbajul care a venit public la vremea respectivă, dar era o discuție privată între mine și el și niște glume care le făceam în public cu mama. Să fie foarte clar asta. Doi, dacă tu m-ai chemat aici, vreau să te felicit pentru munca care ai depus-o, pentru infirmarea multelor semne de întrebare care s-au pus la numirea ta, dar chiar au aminte că cineva atunci, nu știu dacă e în sală acum, a spus că cine răspunde de această numire, nu? Și cine își va da demisia dacă nu vei reuși? La sfârșitul conferinței de presă, renumire! Așa.